Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Uite mulți ucrainieni, refugiați ucrainieni pe șoselele din România. Am văzut ieri, mă rog, cine a mai fost pe autostrăzi, pe drumuri, s-a intersectat cu mașini ucrainiene. Acum ei descoperă o țară pe care nu cred, nu știu cât or fi vizitat-o ucrainienii până acum, dar au și ei diverse surprize. Cele mai multe sunt plăcute, după câte spun ei, sunt impresionați de ospitalitatea cu care sunt întâmpinați, mai puțin când vine vorba să facă cumpărături sau să plătească mese la cârciumă sau la restaurant. Acolo ospitalitatea... Au nimerit la... Da. Au nimerit la, uite, un refugiat ucrainean s-a declarat absolutului de prețurile din supermarketurile și restaurantele din Cluj. Cluj-Napoca. Acum și el s-a dus acolo la Monaco-ul nostru, unde stau toți miliardarii, la Cluj, unde viața e de două ori mai scumpă decât în București, unde în București e de 10 ori mai scumpă decât ar trebui să fie, mă, normal. Deci el spune că ar fi mâncat aproape o lună în Ucraina din banii pe care i-a plătit în România doar pentru o cină. Și zice așa... Exagerează. Măi... Daniele, ca lume. Nu sunt sigur. Sau poate era de un sat ceva și n-au mai fost la restaurant niciodată. Noi am fost în Odessa vreodată? Păi nu, dar am făcut research. Ce research ai făcut? Eu știam exact la ce restaurant urmează să mergem în Odessa. Și văzusem și niște prețuri. Aha. Și e ieftin în Odessa. Iată. Deci, dar nu chiar atât de ieftin. De vreo 3 ori mai ieftin decât la noi, să zic. Adică nu dă că mănânci o lună cu banii, știi ce zic? Aveți prețuri ca în Elveția, mai mari și ca în Franța, n-aș putea trăi aici. Eu cred că n-am fost în Elveția, unde am fost eu, m-am speriat când am luat o apă, am zis că numai, nici apă n-am mai cumpărat din Elveția. Îți trece sete în Elveția. N-am înțeles cum o pot face, deci cum trăiesc oamenii românii care sunt plătiți cu 300 de euro. Asta da. Acum la Cluj nu cred că mai e plătit cineva cu 300 de euro. La Cluj. Pe zi sau pe lună? La 300, da, corect. Noi, zice Ucraina, avem salarii și mai mici, dar nu avem prețurile din România. La Kiev ar fi fost revoltă dacă se întâmpla asta. Aici îl cred. Mă uit la ucrainieni, ce hotărâți sunt, ce nervoși sunt și cred că nu te pui. El a povestit că a mâncat împreună cu nevasta la un restaurant din Cluj și a suferit un șoc când a văzut nota de plată. Am calculat vreo 70 de euro, echivalentul în lei. Cred că a luat și felul 2. Da, și a băut și cafea de aia de băut-o atunci. Da, asta e, da, exact. Recomandată, nu? Nu te duci. La Cluj te duci, iei o supică. Maxim. Și o apă de la robinet aveți? Iei o apă și vii cu plicul de supă la tine. Da. Dați-mi și mie o cană cu apă fierbinte, că am adus eu supă. Praf, pot să stau aici puțin? De banii ăștia, zice, mâncam aproape o lună acasă în Ucraina. De 70-350 de lei ar veni. Eu, da, mă rog, eu cred că... Nu mai te mai strâmba, domnul Luca. Eu aș vrea să-mi aduc aminte că în urmă cu 3, 4, 5 ani, hai 6, cumpăram de 100 de lei de la supermarket mâncarea pe săptămână. 100 de lei. Și acum dacă mă duc... 100 de lei intrarea. Da, pe bune, adică e ceva uluitor. Și am început să controlez prețurile, mă uit la prețul pe kilogram. De ce nu vreau să te provoc acum, dar nu știu ce mâncai tu. Erai la regim, poate mâncai... Eram atent. Multe legume. Dar eram și mai deci n-ai cum costă de lei să mănânci o săptămână, nici acum 20 de ani. Ba da, acum 5-6 ani, atâta dădeam. 100, ai 150. Maximum. Și era doar pâinea și laptele pentru o săptămână, că restul... Nu mâncam pâine pe vremea. Ai văzut? Zice, dacă mergeam într-un restaurant acasă, am fi plătit poate și de 10 ori mai puțin. Asta eu îl cred. Să găsești cârciumă în care să mănânci cu 7 euro în Ucraina, cred că poți. Cred că există și în România. Și în România, da. Da. Prânz de la corporatist, 25 de lei. La meniul zilei, exact. Da. În care scot cumva toate proteinele, mănânci ăla și peste o oră ți-e foame de leșin. Nu știu cum fac, frate, nu-mi dau seama cum fac. Pe bune, prânzurile alea corporatiste, ați văzut, costă 25 de lei, mănânci și peste o oră leșin de foame, nu știu cum naiba. Nu înțeleg cum pot trăi oamenii săraci de aici cu așa prețuri, am mai spus el. Păi nu pot, de-aia emigrează în vest, acolo. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.